Doamne ajută fraților, ne aflăm în piața mare a orașului Sibiu, în fața statuii lui Gheorghe Lazar. Aici, miercuri 28 februarie, va avea loc evenimentul de strângere de semnături pentru introducerea istoriei românilor în programa educațională, în locul materiei devenite obligatorie de anul trecut, istoria evreilor punct holocaustul. Facem evenimentul pe 28 februarie și pentru a-i cinsti pe eroii martiri ai neamului românesc, Horia, Cloșca și Crișan, uciși prin tragere pe roată pe 28 februarie. Revenind la statuia lui Gheorghe Lazar, inițial în Piața Mare din Sibiu, în mijlocul ei, era o statuie monumentală a marelui cărturar, așezat, așa cum se cuvine, pe un soclu înalt. Cu un an înainte ca Sibiul să fie declarat capitală europeană, capitală culturală europeană, un simbol al culturii naționale românești nu a mai avut loc în centrul Pieței Mari. Statuia a fost înlăturată, ținută în condiții total improprii, s-a și degradat, în cele din urmă fiind totuși dusă la Avric după ce a fost recondiționată. În schimb, câtva timp mai târziu, în centrul Sibiului, în Piața Mare, într-un loc foarte vizibil, la mare cinste, a fost ridicată, așa cum știți, statuia baronului Samuel von Bruckenthal, guvernatorul Transilvaniei, în perioada în care s-a desfășurat și a fost înnăbușită în sânge răscoala pentru eliberarea națională a lui Horia, Cloșca și Crișan. Bineînțeles că ridicarea statuii lui Samuel von Bruckenthal ne transmite un mesaj nouă tuturor, că România se află sub ocupație străină, se află sub ocupație economică, politică și culturală. În locul simbolurilor naționale românești sunt ridicate simboluri străine, iar cele românești sunt marginalizate sau scoase cu totul din centrul marilor orașe, din centrul localităților noastre, așa cum s-a întâmplat și cu Avram Iancu la Turda. Fraților, pentru a ne ridica din genunchi, haideți pe 28 februarie să vă dați o semnătură pentru demnitatea noastră națională, pentru viitorul copiilor noștri, care trebuie să crească nu învățând istorii străine, ci învățând istoria românilor, învățând ce înseamnă jertfa înaintașilor noștri, învățând ce înseamnă lupta, învățând ce înseamnă rezistența națională. Mergem cu Dumnezeu înainte pentru biruința neamului românesc.